Bun găsit la știrile din sport! Clubul sportiv Best Kids Grupa 2007 a câștigat marele trofeu Gheorghe N 2015 desfășurat la Târgu Mureș. Locul întâi ocupat de micii fotbaliști din Reghin confirmă forma bună în care se află sportivii. Au marcat 46 de goluri și au primit doar două, iar cu acest succes ni se califică în faza regională a turneului, unde vor întâlni cele mai bune echipe din alte 5 județe. Trofeul Gheorghe N. pus la bătaie în județul Mureș a ajuns la Reghin. Best Kids, grupa 2007, a câștigat marele trofeu din acest an. Competiția a avut loc la Târgu Mureș la sfârșitul săptămânii trecute și a reunit 16 echipe din județ, împărțite în patru grupe. Reghinenii antrenați de Iacob Mircea au înregistrat victorie după victorie. În prima fază am câștigat grupa, cu, numai cu victorii, am avut următorul meci în semifinală, am jucat cu Kinder Târgu Mureș, o echipă foarte valoroasă, foarte bună, care au participat la toate competițiile. În general, ei se aștepta să câștige. Ne-am descurcat foarte bine și am câștigat cu un meritat scor de 7 la 0. Și emoționant pentru părinți, pentru, chiar și pentru mine, datorită jocului copiilor care au dat tot ce a fost posibil din ei. Copiii noștri s-au prezentat și de data aceasta foarte bine. Au reușit să marcheze un număr impresionant de goluri, 46 de goluri, primind abia două. Chiar la treia zi, în trei jocuri, n-au primit niciun gol. Este adevărat, este rodul muncii a antrenorului, a clubului, condițiile bune pe care mă străduiesc să le asigur, și copiii ne răsplătesc cu aceste rezultate frumoase. Bineînțeles, a avut parte și de susținerea părinților, a fost o galerie deosebită, numeroasă. Câștigarea turneului îi califică pe reghineni la faza regională a competiției, care va avea loc în cursul acestui an. Best Kids Reghin va înfrunta cele mai bune echipe de copii născuți în 2007 din alte 5 județe. În urma câștigării trofeului Gheorghe N, suntem calificați la faza zonală. Asta semnând participarea câștigătorilor din 6 județe. Nu știm Abia în data de 22 o să aflăm locația, locul de desfășurare a competiției. Știm doar că suntem într-o grupă cu câștigătoarele județelor Arghita, Covazna, Bistrița, Cluj și Suceava. Ne vom prezenta, vom arăta bine din punct de vedere fizic, psihic, chiar și estetic. Astăzi am comandat deja un kit complet de echipament pentru copii și vom face față cu brio, sunt convins de lucrul acesta. Trofeul ajuns la Reghin confirmă forma bună în care se află micii fotbaliști, participând la numeroase competiții și fiind de fiecare dată între cele mai bune echipe. În toate uh, turnele care am fost în ultima perioadă, am fost uh, ori locul 1, ori locul 2, dar am fost sus pe podium tot timpul. De asta datorită uh, copiilor și nou antrenorilor care punem suflet și vrem să avem cât mai bune rezultate cu ei. Totodată mulțumim și părinților care fac tot posibilul ca și copii să ajungă la antrenamente, să îi pregătească. La turneul județean Gheorghe Ene, Beschiți din Reghin a participat cu 15 copii născuți în 2007 și mai mici.